asta. În seara asta am să vă vorbesc despre un rege al Ungariei român. Este vorba despre Matei Corvin. Matia, de fapt, el este, numele lui este luat după Sfântul Matia, nu după Evanghelistul Matei. Matia Corvin era, știm, nu, că era fiul lui Iancu de Hunedoara, Ianu Huniade, cum vreți să-i spuneți. Este născut în 23 februarie 1443 la Cluj-Napoca și este mort în 6 aprilie 1490 la Viena. Născut, după cum spuneam, Matia, moldovenii în cronicile lor îi spuneau Mateiaș, a fost un mare rege a Ungariei, începând cu anul 1458 până la moartea lui. Trebuie să recunosc că eu din istorie aveam așa o... nu-mi plăcea. Dar citind astăzi despre acest rege care a făcut un adevărat imperiu, a dat deoparte pe împăratul Sfântului Imperiu Roman, împăratul german Frederic al III-lea, s-a luptat cu turcii, cu toate că nu vroia să intre într-un confrunt direct. Deci nu-i plăcea să se confrunte în mod direct, pentru că experiențele tatălui său încă erau vii, pentru că tatăl său era mort în 1456 și încă mai dăinuia experiența. Păcat că Iancu de Hunedoara a murit de ciumă, nu a murit ca un erou, ceea ce e un mare păcat pentru un luptător ca el, un oștean care ajunsese până la Milano, în Italia, în momentul în care era numai ucenic la nobili, când își făcea, să spunem, studiile în arme. După cum spuneam, botezat după Sfântul Apostol, după Sfântul Matia, apostolul, nu după Evanghelistul Matei, fiul regentului Ioan de Hunedoara. Ioan de Hunedoara a fost și el regentul regelui Vladislav, parcă, nu mai țin minte, și a contesei Elisabeta Silaghe, o nobilă maghiară. S-a căsătorit pentru că Iancu de Hunedoara, Iancu sau Ion, era un oștean atât de viteaz că regele Ungariei i-a dăruit tot ținutul Hunedoarei, cu castel, cu tot cu ce avea, pentru vitejia cu care s-a luptat. Adică era un bărbat extraordinar. Despre copilăria lui Matia Corvin, nu aveam mare biografii, probabil. Au scris câte ceva despre el. Biografii au fost doi italieni, să vedem dacă știu cum îi chema, dacă îi găsesc cum se numeau cei doi. Deocamdată nu găsesc. Apoi, până pe la 14-15 ani, el a stat cu fratele său Ladislav Huniade, care era mai mare ca el, aproape cu 10 ani, cu mama și cu, după moartea tatălui, cu unchiul, fratele mamei, Mihail Silaghi. Și încă de la 14-15 ani, Matia de 14 ani este așa, și el este, pe la 14-15 ani, este numit rege.
rege al Ungariei. Și apoi Matia și-a făcut prieteni și aliați pe domnitorii, pe Vlad Țepeș, pe Ștefan cel Mare. Și chiar a făcut mai multe pacturi secrete cu turcii ca să nu năvălească, ceea ce s-a întâmplat, deoarece turcii, în momentul când Matia Corvin avea Serbia, Bosnia-Herzegovina, țara românească, erau toate țările tampon care îl țineau departe de năvălirea directă a turcilor. Deci turcii mai întâi treceau prin aceste țări, apoi treceau în Transilvania. Și ce să mai vorbim? Matei Corvin a fost un bărbat deosebit de viteaz. Nu s-a lăsat manipulat. Apoi este pe undeva am scris o legendă. Legenda spune că Matei Corvin a fost omul care a ordonat arestarea lui Vlad al III-lea Țepeș și l-a ținut prizonier 10 ani în cetatea Vișegrad. N-am înțeles exact pentru ce l-a arestat pe Vlad Țepeș, pentru că Vlad Țepeș era foarte viteaz și chiar trecea Dunărea în Bulgaria, jefuia pe turci, omor 24.000 de turci, el cu câțiva slujitori lui, pentru că știm că erau foarte puțini, oștile erau 10, 15, 20, 30 de mii de soldați. Dar fiind foarte viteji, ei treceau Dunărea și jefuiau cetățile care în vremea aia erau mai mult de pământ și de lemn, dădeau foc la tot ce era sau intrau în corturi, cum s-a întâmplat în momentul în care Matia Corvin a încercat să supună Moldova. Dar s-o luăm pe rând. Originile sale românești. Despre lui Matia Corvin îi plăcea să spună că este român, dar întâmplarea face că un lucru sfânt care se bate un pic așa cap în cap, deoarece odată ajuns rege nu găsea o prințesă, pentru că niciun rege nu vrea să-și dea fica unui nobil care nu era de sânge regal. Dar înainte de asta, să vedem cu originile sale românești. Încă nu găsea nicio mireasă, după cum am spus eu, de familie regală. Așa că a avut nevoie de o descendență creată de istoricii vremii, împreună cu culți de la curtea sa, ca fiind descendent din familia Patriția Corvina, o familie care a venit în Transilvania din țara românească și care făceau parte din patriții romani. În timpul domniei, această familie a venit în Transilvania, în timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg, prin 1300 și ceva, 1390 și ceva. Și apare un corb, odată ce și-a făcut această nouă descendență, pe stema familiei de Hunedoara, apare un corb, ca și cum făcea parte din familie. Deci, cei doi oameni culți, biografi, Antonio Bonfine și Pietro Ransano, doi italieni, au decis că cel mai bine pentru Matei Corvin este să se tragă din această familie din țara românească. Apoi,
În 1446-1456, tatăl său este regent al Ungariei și după ce a trebuit să întâmpine o poziție de la fratele său Ladislav, care avea 23 de ani, și fratele său începuse deja să declanșeze un adevărat război împotriva regelui Ladislav și a asasinat frate-su chiar pe contele Ulrich de Cili, un apropiat a regelui Ladislav al V-lea. Atât Matia Corvin cât și Ladislav, fratele sau mai mare, cad prizonier regelui Ladislav, eu îi spun, și sunt purtați la Praga. Regele Vladislav avea reședința la Praga. Și un an de zile, copilul Matei Corvin este ținut prizonier după ce a asistat la moartea fratelui său. Regele și aristocrații au tăiat capul fratelui său, Ladislav, în piața centrală din orașul Buda. Și văzând vârsta lui, regele s-a înduioșat. Greșeală fatală, pentru că până la urmă Matei Corvin odată a ajuns înapoi la Buda, sub presiunea mamei sale și a unchiului Mihail, fratele ei. Aceștia doi au organizat o rebeliune, o răscoală, cum spunem noi, împotriva regelui. Și norocul lui Matie este că regele moare în 23 noiembrie 1457. Deci întâmplarea cu cei doi frați, complotul, a fost în 14 martie 1457. În noiembrie, 23 noiembrie, moare regele Vladislav și s-a oprit răscoala. Nobilimea maghiară nu mai era atrasă, așa că după aceste întâmplări cu acești regi veniți din Polonia și din Austria, nobilimea maghiară nu prea mai era încântată așa să mai aibă regi din familia Habsburgilor, austrieci sau din regilor polonezi, Jagiello, a polonezilor. Se întrunește o dietă la Buda și toți fac o propunere și se decid nobilii și aristocrații că ar fi bine să se înscăuneze cu acordul lor un rege maghiar, ca să nu mai vină regii ăștia. Și singura candidatură care era lui Matei Corvin. Așa că în 14 februarie 1458, pe când băiatul avea 15 ani, este înscăunat rege, însă fără coroana Sfântului Ștefan, care se găsea în custodia împăratului Frederic al III-lea de Habsburg și care mai stăpânea și el o bucată de țară, o bucată de Ungaria. În câteva săptămâni, cu toate că avea 15-16 ani, în câteva săptămâni schimbă radical toată conducerea, dă jos pe paladinul Garai, care vroia, l-a condiționat că l-ajută cu condiția să se însoare cu fica lui. Poi dă jos și pe frate, pe unchiul său, pe Mihail Silaghi, și chiar l-arestează pentru că acesta a depus, s-a împotrivit. L-a arestat pe unchiul său și toți care mai credeau că îl pot manipula pe dragul nostru Matia, au simțit pe pielea lor că nu se poate așa ceva. Odată ajuns rege,
începe să meargă deghiza prin țară și el era foarte afecționat, Matia Corvin era foarte afecționat de orașul unde s-a născut, ce e drept, orașul Cluj este un oraș foarte frumos. Eu văd pe la televizor, n-am fost niciodată la Cluj, n-am avut ocazia. Un oraș foarte frumos. Și după cum spuneam, el avea 17-18 ani, nu se lăsa manipula de aristocrația episcopală, nobil. Și devine un conducător cu caracter extrem de puternic, de necontrolat. Exemplu, acum vă dau exemplu ce a putut să, să facă acest băiat. Cum era foarte afecționat de orașul Cluj, unde se născuse, odată se deghizează în student și merge să vadă cum trăiesc oamenii simpli în Cluj, în cetatea Clujului. Așa că, intrând fără soldați pe poarta cetății Clujului, vede un nobil, găsește un nobil, adică judele orașului, care obliga oamenii să facă o corvoadă, așa se numea munca fără obligatorie, și obliga să care lemne pentru castelul lui. Regele, deghizat în student, intră și el în Cluj și ghinionul lui, sau poate chiar așa a vrut el, este și el luat aproape cu forța și pus să care lemne pentru judele Clujului. Merge care lemne, apoi la un moment dat el scrie pe 3 lemne. Aici a fost regele Matia. Aici a fost regele Matia. Unde este dreptatea? A scris pe 3 lemne. Apoi, terminând corvoada, i-a trimis acasă, i-a lăsat să plece. Și pleacă și regele Matia Corvin. Pleacă, se întoarce în cetatea Gilău, unde avea oastea sa, și a doua zi intră în Cluj, în cetatea Clujului, cu toată oastea lui, și merge la primărie, începe să vorbească și la un moment dat vede judele, întrebând cum vă comportați cu oamenii simpli. Judele, vai, totul e în regulă, totul este foarte bine, nu facem, nu abuzăm, nu facem veșnica poveste. Și atunci regele îi spune, eu ieri am fost și am cărat lemne pentru dumneavoastră. Ei, ăsta a rămas șocat. Vă pot demonstra. Și trimite 3 ostași în pivniță unde avea lemnele să găsească cele 3 lemne care erau puse separat și era scris pe ele, aici a fost regele Matia. Și aduc soldații cele 3 lemne. Și când vede judele chestia asta, este pedepsit rău de tot. Apoi lumea îl numește Matia cel Drept. Păi, cum făcea și Alexandru Ioan Cuza, nu? Cum făcea și Ștefan cel Mare, toți încercau într-un fel sau altul să vadă reacția poporului, cum se comportă oamenii, ce mai spun oamenii, alți domnitori se deghizau numai că să afle câte o bârfă despre ei, ce mai spunea poporul, ce se mai aude, ce, tot fel de chestii din astea. Și plecând Matia de la Cluj, începe să războaie printre cei care l-au condiționat pe lângă acest Catai Carai, cum îl chema, Garai, a fost și regele George Podebrad,
George Podebrad era regele Boemiei și l-a condiționat și el în momentul când era arestat. Noi te ajutăm să ajungi rege, dar trebuie să te însori cu fiica mea. El îi dă deoparte pe toți, frumos, își vede de treburile lui. Și totuși, la un moment dat, vine timpul să se căsătorească. În 1868, sau când, stați să vedem, când se însoară cu... În 1476, Matia se căsătorește cu Beatrice de Aragon, fica regelui Ferdinand I de Napoli și a Izabelei de Taranto. Regina Beatrice moare repede. Nu, în 1460... Niște date aiure. Mă rog, trăiește vreo 2-3 ani, nu trăiește mai mult cu regele. Are un copil, dar regele are și un copil din flori cu amanta sa. Barbara Edelpoc se numea amanta lui Matei Corvin și nu putea să fie prins pentru că nu era de sânge regal, adică nu era cum? Nu era fiu, era fiu natural, dar nu era fiu reginei, nu știu cum se spune, nelegitim, era fiu nelegitim, Ion Corvin Nicolae, principe, Nicolae, fiul care l-are cu regina Beatrice, devine principe al Ungariei. Ion, fiind fiul nelegitim al regelui, nu a fost prins. Se naște în 2 aprilie 1473 la Buda și moare în 1504 în Croația. Mama lui era o nobilă amanta regelui. Odată căsătorit cu înțeleg, am vrut să scriu altceva aici cu 1470. 1460. 58 se căsătorește cu Beatrice. Beatrice moare în 1462. Și regele anul următor, în 1463, se căsătorește cu cum o chema? O chema Ecaterina, fiica lui regelui Boemie, George de Podebrad. Însă Catalina moare, regele Matia nu se bucură mult de coroana Boemie, pentru că la un an Catalina moare în timp ce năștea un copil, moare și ea și copil. Interesant este faptul că Matei Corvin, începând cu 1460, începe să-și asigure acel tampon între Imperiul Otoman și Regatul Ungariei, punându-și principii Moldovei, țării românești, Serbiei, Bosniei, Herțegovina, să fie vasalii săi. Așa că turcii, când vroiau să năvălească în Transilvania, nu treceau, să spunem, prin țara românească direct în Transilvania. Pentru că erau opriți de cei care... domnitorii care erau puși de rege. În 1468, Matia, sprijinit de papa și de aristocrații catolici,
trebuind să lase Boemia, pune la cale o cruciadă împotriva husiților și ocupă Silezia. 1471, Polonia revendică și a corana Boemiei și Matia e în pericol de a fi răsturnat de pe tron. Însă Matia dejoacă puciul și anihilează alianța polono-austriacă. Deci polonezii cu austriecii s-au pus de acord să-l înlăture de la domnie, însă nu s-a putut. A fost destul de vigilent Matia ca să nu se lase prins în capcana. În 1474, Matei este recunoscut ca rege al Boemiei, după ce 3 ani a luptat și a cucerit 3 provincii, Moravia, Silezia, Lausitz. Și aici regele Vladislav al V-lea Iagelo, care guverna ce mai rămăsese din regatul Boemiei, îi dă titlul de rege. Deja asistăm la prima expansiune a regelui Ungariei, care a cucerit mai bine de jumătate din regatul Boemiei. În perioada 1477-1478, din cauza neînțelegerilor cu împăratul Sfântului Imperiu Roman, pe cum spunea Frederic al III-lea, începe un război de 10 ani între cei doi și Matia este învingător. Și să vedeți ce condiții de îi pune împăratului. Și ocupă cea mai mare parte din Austria, inclusiv Viena, își pune reședința la Viena, unde aduce reședința în ultimii săi ani de viață, și îl obligă pe Frederic să-l recunoască rege al Boemiei, să-i plătească și despăgubiri de război și să cedeze și Austria de Jos și Stiria, Stiria. Ce să mai? Deja asistăm de acum, cucerind atâtea provincii și mărindu-și regatul, nu mai era un simplu regat, începe să devină un imperiu. Trebuie să spun că acest rege era de o inteligență și de o perspicacitate foarte. Ce să mai, cum să explic? Citea foarte mult, știa vreo 5-6 limbi, vorbea perfect germana, ceha, latina, italiana și ce mai vorbea el, româna, bineînțeles. În limba maghiară. Și de acum trece la lupta împotriva otomanilor. Lupta împotriva otomanilor a fost pentru el o încercare deosebit de grea, pentru că știind cum a murit tatăl său, pentru mine trebuie să spun că mi-e rușine să-mi aduc aminte cum un luptător atât de mare ca Ioan de Hunedoara să moară de ciumă. Mă rog, important e că aceștia deja otomanii erau înlăturați de la. Deja au fost bătuți și începând chiar din primii ani ai domniei lui Matia, când Mahomed al II-lea a distrus sistemul de state tampon, exact cum spuneam, a distrus pentru că acum urmează, pe care l-a susținut regele Sigismund de Luxemburg după 1396, când a fost învinși cruciații la Nicopole. Acum nu o să intru în detalii cu lupta de la Nicopole. Când regele Sigismund a înțeles că cea mai bună politică este cea de a sta în defensivă față de turci și a creat un sistem de state tampon, din nou, după cum spuneam, între Regatul Ungare și Imperiul Otoman. Deci, turcii nu intrau direct în Transilvania. Treceau întâi prin țara românească sau prin Serbia, Bosnia-Herzegovina și, după cum spuneam, avea principii vasali. În 1456, Mahomet este înfrânt de Iancu de Hunedoara
1459, tot Mahomet cucerește Serbia și o transformă în pașalâc. În 1462 l-a înlocuit tot Mahomet pe Vlad Țepeș cu fratele său Radu cel Frumos. Nici acum nu o să intru să vorbesc despre fratele lui Vlad Țepeș, care a trăit cu tot cu Vlad Țepeș, au trăit la Constantinopol. A se vedea video care l-am eu cu despre Vlad Țepeș. Frații au fost dați de mici, de la 4-5 ani, să trăiască la poarta otomană, ca o garanție a faptului că tatăl lor, Vlad al doilea, Vlad Dracul, nu încalcă înțelegerile făcute cu Imperiul Otoman. Așa că Vlad Țepeș a trecut și a învățat arta războiului, iar fratele său Radu cel Frumos, fiind un copil frumos, a trecut direct în patul sultanului. Dar asta e altă istorie. Despre Radu cel Frumos chiar nu am scris. Radu cel Frumos a fost și socrul lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare se însoară la un moment dat cu Voichița, fata lui, pe care le luase prizoniere cu tot cu tezaurul țărumnești. Dar asta îl găsiți în istoria, viața lui Ștefan cel Mare. Tot un video, am un video și acolo. În 1463, Mahomed cucerește Bosnia și o face pașalâc. În 1466, cucerește Herțegovina și o transformă în pașalâc. Matia nu reacționează la provocările lui Mahomed. El arestează pe Vlad Țepeș și acceptă tacit pe Radu cel Frumos ca domn în țara românească, atâta timp cât nu ieșea din cuvântul lui Matia. Ceea ce a și făcut Radu cel Frumos, nu s-a pus rău nici cu Matia, nici cu turci. El era așa, chiar un tampon, el era, nu țara lui. În 1463, Matia cucerește Bosnia. După cum spuneam, deja asistăm la un imperiu creat de Matia. Cucerește Bosnia, o trece sub stăpânirea lui, apoi Croația. Matia este conștient că nu va putea bate pe turci, cu toată propaganda și înțelegerile cu papa și cu toți care îi promiteau, da, îți dăm ajutor, îți dăm, și când ajungeau zilele cele periculoase, când turcul bătea la poartă, nu era mai niciun. Cu toate că papa mai dădea ceva bani, mai una alta, dar Matia nu prefera să stea în aspectativ. Din păcate, în Europa, lumea îl bănuia, prinții europeni îl bănuiau pe Matia că ar fi făcut niște înțelegeri secrete cu Mahomed de pace și de-aia el nu spune nimic. Dovadă este faptul că turcii, în această perioadă 1469-1490, turcii au jefuit de 11 ori provinciile Carniolia și Carintia, două provincii habsburgice, prin care Mahomet trece prin Croația și Slavonia. Aceste provincii erau supuse lui Matia. Deci aici, cu toate că a trecut, Mahomet nu s-a apucat să jefuiască aceste provincii, a trecut în altă parte. Ceea ce a dat de bănuit principilor europeni că Matia ar cam trăda și că ar fi făcut pace cu înțelegere cu turci. Poi, începând cu aceste înainte, deci ceva este, pentru că în 1465, o paranteză, în perioada 1465-1468, au venit în Ungaria două delegații turce și au încheiat înțelegeri secrete de pace sau armistiții cu regele. Deci avea dreptate principii să-l bănuiască de chestii secrete. În 1473
Mahomed, ca urmare a victorilor pe care le are Uzun Pașa în Asia, Mahomed își dă seama că nu mai are nevoie să țină, să respecte aceste tratate care le-a făcut cu Matei Corvin și atacă direct Oradea. Trece prin Țara Românească și atacă direct Oradea. Luând 16.000 de sclavi, nu? De moment ce intri pe mâinile lor, nu mai sunt sclavi. Nu este cale de întors. Ștefan cel Mare, chiar în aceeași perioadă, are probleme și el cu turcii. Faimoasa bătălie de la Vaslui, când Matia îi trimite soldați să-l ajute să alunge pe turci. În 1479-1481 au loc lupte turco-ungare și chiar jefuirea Transilvaniei cu ajutorul lui Radu cel Frumos. Deci de data asta turcii au intrat prin Țara Românească, l-au luat și pe Radu cel Frumos și au plecat toți la jefui Transilvania. Jefuiesc Oradea, 1483-1488, dar în această perioadă moare Sultan Mahomed și se opresc represaliile turci împotriva Europei. 1483-1488. Matia face pace cu sultanul Bayezid al II-lea. Relațiile care era mai, nu era deocamdată la început, nu știa cum Bayezid al II-lea, nu avea, să spunem, gânduri expansioniste. Păi, relațiile cu țările, cu principii moldovean și valah, au început să fie mai bune. Prin crearea acestui sistem de state tampon, nu? Avea nevoie să fie arestat, Vlad Țepeș este ținut prizonier 10 ani la Vișegrad, în cetatea Vișegrad din Bosnia. Ce s-ar mai putea spune? Greu de înțeles pentru care motiv a făcut Matia Corvin așa ceva. Cu toate că Matia Corvin era văr primar, tatăl lor, tatăl Matei era frate cu mama lui Vlad Țepeș și cu mama lui Ștefan cel Mare. Mă rog, erau frați toți trei. Pentru că Iacu de Hunedoara l-a ajutat atât pe Vlad Țepeș odată și a doua l-a ajutat Matia Corvinu să-și reia tronul, dar din păcate nu a putut să fie principe domnitor mai mult de 2-3 luni pentru că au venit turci și l-au ucis pe Vlad Țepeș. Cu Ștefan cel Mare a fost altă istorie. Ștefan cel Mare jură vasalitate și credință regelui Polonia în 1459, plătea și tribut turcilor. Însă, din această prietenie între Matei și Ștefan cel Mare, în 1463 începe o perioadă de război între cei doi prinți. Ștefan cel Mare cucerește cele două cetăți de la Dunăre, Chilia și Cetatea Albă, ceea ce lui Matei s-a părut că a fost un abuz, pentru că a găsit în cetatea Chilia, în cetatea Chilia o garnizoană maghiară pus de pe vremea tatălui său, Matei, Ioan Corvin, Ioan de Hunedoara. Apoi, un pic hazardat, spun eu, Matei a încercat să-l atace pe Ștefan cel Mare chiar în Moldova și vine el cu astea prin pădure și ajunge la Baia, în județul Suceava, unde era capitala Moldovei, și încearcă o diversiune. Ștefan cel Mare, noaptea, intră în corturile
regelui și Matei Corvin scapă ca prin minune, rănit de moarte aproape. L-au dus doi soldați pe o targă și abia când au ajuns în Transilvania și au chemat doctorul, a scăpat cu zile, dar loviturile care le-a primit de la Ștefan cel Mare, la soldaților, au fost aproape mortale. Avea să-l coste viața. Deci nu trebuia să facă așa ceva. Nu trebuia să năvălească în țara românească. Nu, în Moldova. După această ceartă între cei doi, în 1475, Matia schimbă politica față de Moldova și îi trimite oști lui Ștefan cel Mare împotriva turcilor, după cum spuneam, la vasul lui, de frică să nu intre prin Moldova, să ajungă direct la Buda. Așa că îl ajută cu ostași. Drept răsplată că i-a respins pe turci, Matia îi dăruiește două ținuturi. Ținutul Ciceu și cetatea de Baltă în 1458. Mă rog, sunt două date. Ce să mai spunem? Matei Corvin a fost o personalitate care a luptat foarte mult pentru țara lui. El s-a născut în Transilvania, a avut ocazia de pe urma tatălui său să ajungă un rege al maghiarilor, a fost rege al maghiarilor, nu s-a comportat urât cu țările române, cu toate că vorbeau aceeași limbă, el i-a considerat, nu chiar ca frați, dar ca vasali. Adică, într-un fel, erau două state care se închinau lui. Ceea ce, pentru vremurile alea, așa erau timpurile și legile firii.